Rugăciunea este un element esențial al vieții omului în general și a vieții creștinului în special. În acest sens, este necesar ca omul să-și dobândească mai întâi starea de pace și bucuria spirituală lăuntrică, așa cum îndemnul apostolic rugați-vă neîncetat, din epistola către Tesaloniceni, prima epistolă către Tesaloniceni, în contrast cu lumea agitată, devine calea cea mai bună pentru luminarea sufletului și sfințirea vieții personale, fie în intimitatea casei, fie în comuniunea creștinilor. Rugăciunea aduce în sufletul creștinului bucurie, mângâiere și pace, preschimbându-i mintea și luminându-i viața spre a dobândi ceea ce Sfântul Apostol Pavel denumește ca mintea sau gândirea lui Hristos în prima epistolă către Corinteni. Fiecare creștin, asemenea lui Moise, care a urcat pe muntele Sinai spre a primi cuvântul lui Dumnezeu, este un călător, mereu în rugăciune, pe calea spre dobândirea vederii slavei lui Dumnezeu din împărăția sa cea cerească. În acest și acest răstimp al nostru, și acest timp al nostru este un răstimp binecuvântat oferit nouă de Dumnezeu, pentru a spori în rugăciune ca stare de întâlnire și convorbire a omului cu El, ca izvor de sfințire în biserică, în familie și în societate. Practica ritmică a rugăciunii se unește într-o comuniune tot mai profundă cu Dumnezeu și cu semenii noștri prin puterea rugăciunii, omul devenind un exemplu viu și o lumină în viața de familie și în societate. Rugăciunea ca prezență și lucrarea Sfântului Duh în om ne unește cu Preasfânta Trăime, izvorul bucuriei și vieții veșnice, precum și cu toți cei care îl mărturisesc pe Hristos în toate timpurile și în toate locurile. Când pierdem bucuria și pacea sufletului, este semnul sigur că nu ne mai rugăm cum trebuie și cât trebuie. Ca urmare, creștinul trebuie să se roage cât mai mult, fiindcă rugăciunea, unindu-ne cu Dumnezeu, ne ajută să vedem în fiecare om un frate și în fiecare frumusețe a creației un dar al lui Dumnezeu, ne întărește să înfruntăm greutățile vieții și să pregustăm încă din lumea aceasta bucuria învierii și a vieții veșnice. Nimic nu poate înlocui rugăciunea și nicio activitate nu este mai de preț decât ea, fiindcă ea ne dă inspirație și putere pentru cuvântul frumos și fapta bună. Toți suntem chemați, popor și cărmuitori, la o împreună lucrare cu Harul lui Dumnezeu, prin rugăciune și pocăință, prin smerenie și milostenie, pentru sfințirea vieții noastre către asemănarea cu El. Prin aceasta suntem, de fapt, ajutați să căutăm desăvârșirea și îndumnezirea noastră, așa cum Sfântul Apostol Pavel scrie către evrei, căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În acest context al practicării rugăciunii, tema întrunirii din anul acesta este cu atât mai importantă, atât în plan personal cât și în cel comunitar. Pentru împlinirea binelui și a păcii sociale, întrucât rugăciunea poate și trebuie să devină un motor al acțiunii, astfel încât să fim cu adevărat mărturisitori ai valorilor Evangheliei Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin împletirea constantă a rugăciunii cu fapta bună, putem răspunde, fie individual, fie împreună, provocărilor actuale, care sunt atât de diverse și, din păcate, chiar agresive. Înstrăinarea de Dumnezeu, indiferența, adică egoismul, față de aproapele nostru, siluirea naturii umane și a purității întregii creații a lui Dumnezeu, disoluția valorii familiei și privarea copiilor de dragostea de neînlocuit a părinților, bărbat și femeie, și a familiei în întregul ei, prin plasarea copiilor în instituții amorfe, insensibile și alienante, cu singura preocupare afirmată deschis sau subînțeleasă de apărare, între ghilimele, a interesului copilului, în numele noii religii, iarăși între ghilimele, a se citi ideologiei, a corectitudinii politice care devin o iluzorie
corectitudine socială. Așadar, demersul creștin mai general, căreia ne asociem și noi cei care suntem prezenți la această întrunire, vizează deopotrivă apărarea și promovarea adevăratelor valori, care nu sunt doar ale noastre, ale creștinilor, ci și ale umanității întregi. Așa cum a fost ea creată de Dumnezeu, valori care privesc apărarea vieții și a demnității fiecărei ființe umane și, prin extensie, a întregii creații a lui Dumnezeu, promovarea iubirii fraterne concretizată în fapte ale iubirii milostive și de solidaritate cu semenii noștri, denunțarea folosirii unor așa zise argumente religioase în motivarea unor agresiuni sau chiar războaie în vederea dobândirii unei păci iluzorii. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți, dăruindu-ne pace și bucurie, sănătate și mult ajutor în viața și activitatea noastră. Și întrucât Mântuitorul Hristos i-a învățat pe ucenicii săi rugăciunea Tatăl nostru, izvorul de inspirație al tuturor celorlalte rugăciuni, putem să o rostim și noi împreună. În limba fiecăruia dintre noi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc pentru atenție.